Iar veștile de la meteorologi nu sunt prea bune. După inundațiile de proporții din județul Galați, România nu va scăpa prea repede de efectele ciclonului Boris. Ce ne așteaptă în următoarea perioadă aflăm chiar acum de la meteorologul ANM, Oana Catrina. Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Astăzi ploile sunt așteptate pe parcursul intervalului în jumătatea de sud-vest a teritoriului, unde apreciem cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar în seara și noaptea ce urmează va ploua și în partea de nord, respectiv nord-est a Moldovei, unde cantitățile de apă pe alocuri vor depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar prin partea de nord, respectiv nord-est a Moldovei, înțelegem județele Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui. Iar de perspectivă, vremea este în ameliorare începând de mâine sub aspectul ploilor și asta pentru că deși mâine va ploua local în partea de vest, centru și nord, iar marți și miercuri, în special în centru, nord, sud-vest și sud-est, ploile vor fi neînsemnate cantitativ. Cu alte cuvinte, nu ne așteptăm la ploi de intensitatea celor cu care ne-am confruntat în urmă cu 48 de ore. Dacă ar fi să ne referim la aspectul termic, valori de temperatură sub cele normale a se înregistra în această perioadă din an, atât astăzi cât și mâine, dar vestea bună este că de marți vremea intră într-un proces de încălzire de la o zi la alta, astfel că de la mijlocul săptămânii valorile de temperatură se vor situa la scara întregii țări, în jurul acelor ce în mod normal ar trebui să înregistreze și vorbim de temperaturi cuprinse între 20 de grade în depresiune din estul Transilvaniei și 26-27 de grade în partea de sud, cu 25-26 de grade în capitală. Am fost foarte atent la cantitățile de apă pe care le-ați precizat, undeva în jurul la 20 de litri pe metru pătrat. Este adevărat că în Galați au fost și peste 100 de litri? În județul Galați, da, au fost areale în care în ultimele 48 de ore, repet, cantitățile de apă acumulate au depășit 100 de litri pe metru pătrat. Pentru capitală, ce ne puteți spune? A fost o dimineață răcoroasă, am fost cumva frapat de cele 12 grade pe care le indica mașina în bord. Să știți că cele 12 grade pe care dumneavoastră le-ați resimțit și care s-au înregistrat și în termometre în această dimineață sunt temperaturi cât se poate de normale pentru o dimineață de septembrie, dar după cum spuneam, și astăzi și mâine vom vorbi de temperaturi în orele amiezii sub cele normale perioade. Așteptăm cam 21, 22, posibil 23 de grade în centrul orașului, dar și în capitală. De la mijlocul săptămânii valorile de temperatură vor crește până spre 25-26 de grade, valori de temperatură normale pentru perioada în care ne aflăm. Iar din perspectiva ploilor, fac mențiunea că în zilele imediat următoare, în capitală, nu va ploua.